Bună, sunt Ali de la makeupsoan.net și astăzi am un clip nou, cu o idee nouă și sper să vă placă, și anume 10 lucruri pe care le urăsc la machiaj, pe care mi se întâmplă destul de des și nu le mai suport. Și vreau să vi le arăt și vouă. Să-i dăm drumul! Ce arată bine, zic să nu le fac așa cu gel, sau decât cu mascara de asta merge. Ia. Părul, unde e? Și să le facem. Nu! De-abia mi-am făcut sprâncenele. Da, din nou. Așa, și să punem puțin maron colțul extern, cam mult maron am pus, las că-l blenduim. Ce naibă mi-a căzut pe față? Ia să vedem. Să fac de la îngroasă. Hai, chiar și cel mai ușor cu dinte. Perfecto. Acum o să facem și pasta. Doar o să iasă la fel. Nu. Și deschidem ochiul și codința. Cum de asta a ieșit așa bine și asta e mai groasă și e și mai sus? Oh! Și să găsesc acum creionul negru. Ăla de la Sephora. Haide, dacă nu găsesc pe ăla, e bun și ăla de la L'Oreal. Dar care o fi? Nu uita-l pe ăla de la Sephora. L-am găsit. Nu e ascuțit. Unde o fi ascuțitoarea? Și acum rimelul. Aaaa, ce porcărie cu simt! S-a luat și fondul de ten, deci asta îmi trebuie acum să se vadă pe aici cum s-a luat fondul de ten. Ia să mă uit într-o oglindă. Vai, ce nașpa, se vede și roșu. Hai că mai avem puțin rujul. Am uitat să mă dau cât de la buze, uite cum am buzele. Ia, las că nu-i zile. Ba, se vede. Și de ce aici nu am ruj? Ui, ce somn mie. Ia să mă demachiez, să mă culc așa. Da, n-am nevoie de oglindă, dar încolo că știu eu să mă demachez. Da. Și ochii. Rujul, uite, rujul.
și sunt gata. Ia să vedem acum. Mă uit în oglindă totuși să nu ador. What? Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-mi dați thumbs up și să vă abonați la canal pentru a nu pierde și alte clipuri. Vă pup, lebedelor! Pam! Pam! Da, și nu suport nici când chestia asta mi se întâmplă.